Bună ziua! Bine ați venit la clinică la noi! Cu plăcere! Ați fost la evaluările medicale susținute de profesor doctor din Turcia. Ce vești ați primit de la dânsul? Am primit vești foarte bune. Am venit cu analizele după un an și jumătate de la operație. Totul este bine. Singura problemă, trebuie să beau puțin mai multă apă, în rest nu mai am nicio restricție și toate sunt conforme cu ce mi-au spus din Turcia la operație. Felicitări! Mulțumesc! Dumneavoastră v-ați operat în urmă cu aproape 2 ani. 1 iulie 2021. Uh-huh. În această perioadă de câte ori ați fost în Turcia la control? Am fost la 3 luni după operație, o singură dată. Pentru că m-am simțit foarte bine și analizele le-am făcut în România, au ieșit bune și n-a mai fost nevoie. Uh-huh. Și le-ați trimis echipei din Turcia să le... Le-am trimis pe mail, le-au verificat, mi-au transmis că este bine și n-a mai fost nevoie să mă deplasez. Da. Iar astăzi, dacă am avut oportunitatea să vin încoace, că a venit domnul profesor, cu drag am venit cu alte analize. Bravo, ne bucurăm că v-am fost de ajutor. Spuneți-ne, cum ați aflat despre operația de diabet? Despre operația de diabet am aflat întâmplător văzând niște filmulețe pe YouTube. Eu am depistat diabetul acum 5-6 ani. Am fost la doctor la noi aici în România și mi s-a prescris un medicament, un Siofor de 1000. Trebuia să-l iau zilnic. Pe perioada de pandemie medicamentul a dispărut. Și n-am mai putut să-l mai iau o perioadă. Și tocmai la fix am văzut filmulețele pe YouTube, după care am făcut câteva săpături, am aflat și n-am mai ezitat, am vrut să încerc șansa asta. Pentru că ea se potrivește celor care încă mai au un pancreas care generează insulină. Și atunci am profitat de oportunitate să n-o ratez. Da. Și așa m-am hotărât. După operație, cum a fost acomodarea? Regimul alimentar care vi s-a... După operație, eu am ținut regimul foarte bine, care mi l-au prescris, adică cam strict. N-a fost chiar ușor, dar rezultatele au fost foarte bune. Și atunci, da, la 3 luni m-am dus acolo, am văzut că toate au fost verzi de sus până jos. Și apoi am mai ținut încă 3 luni cum aveam, după care acum nu mai am nicio restricție. Mâncați pâine, mâncați dulciuri și puteți, aveți voie să beți mănânc orice, da. Dar totuși cred că am rămas cu niște sechele, că tot în capul meu așa să mănânc mai fără dulce, mai fără zahăr, adică m-am obișnuit și cu regim alimentar de diabetic și merg și cu el așa cât de cât. N-am venit cu excesele de dinainte. Da. Dumneavoastră cât ați slăbit după operație? Deci eu m-am dus la operație cu 88 de kilograme. După operație am ajuns după un an de zile la 71. Și acum am 74-75, cam aici m-am stabilizat. Uh-huh. Și glicemia? Cât o aveți acum? Glicemia o am 6 glicată. 6. E bine. Da, mi-a spus că e ok, da. E normală. A zis că se poate și mai bine, dar... Da, se poate. Da. Ați recomanda celor care văd acest filmuleț, operație de diabet? Păi eu le-am recomandat tuturor pe care am întâlnit, că oricum nimeni nu știe de ea și aici nu spune nimeni de așa ceva, nu te informează. Că e scumpă, că e ieftină, spune domnule despre ea. Există și se poate face. Încearcă, cine dacă vrei. O face, cine da. Nu? Nu spune nimeni aici, mulți se fac că plouă și când le spui tu, zic, fac un semn de mirare. A, da, și a reușit, e bine? Da, e bine. Da, că am auzit și noi, dar păi și de ce nu spuneți de la început? Dumneavoastră vorbiți de medici. De medici, medicii cu care am vorbit aici înainte să plec. Și nu v-au încurajat să mergeți, nu? Nu, nici nu mi-au spus despre ea. Nici nu mi-au spus că există. Da. Nu știu de ce. Și
Și dumneavoastră ați recomanda celor care văd acest video să meargă la operație? Da, da, da. Dacă pot și au șansa, să o facă. S-a schimbat viața dumneavoastră după operație? Nu pot să spun că s-a schimbat viața. S-a schimbat că am scăpat de stresul ăsta, de a lua o pastilă în fiecare zi și de a crede că totuși avansează boala și îți produce neplăceri. Pentru că eu și când am zis la operație, eram tot bine așa din punct de vedere. În afară că aveam glicemia mărită, peste norme, în rest n-am avut alte probleme. Adică eu nu eram un suferind de diabet. Doar că înregistram o glicemie mare și asta mi-a dat de gândit și de aici decizia finală. Da, recomand oricui să ia în calcul și varianta de operație.